Quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e Șerban Pavlu, un actor pe val, aflat la mijlocul drumului, mezzo del camin. Ai 46 de ani, deci, dacă lucrurile vor merge bine, la 92 de ani o să pot spune că am avut dreptate. Ah, da. Dragă Șerban, ai lucrat enorm, dar ce rămâne după un actor până la urmă? Faptul că cineva la un moment dat s-a simțit mișcat, s-a schimbat ceva în el privindu-te. Eu nu cred că arta asta noastră e de... durată. Nu cred lucrul ăsta. Deși, în teatru nu mai explic de ce. Dar în cinema totuși... Nu cred nici în Uite, cinema. Uite, sunt lucruri care intră în cinemateci, lucruri care construiesc mentalul unui popor totuși. Eu vă garantez că 100 de ani... Nu vorbim numele viitorului. Expiră orice rol într-o 100 de ani. Eu cred că e miza mult mai mare. Uite, noi ne uităm acum chiar și la un Jean Georgescu sau la comediile în care apar Puiu Călinescu, Dem, chiar da. Filme pe care la vremea premierei da. Le-am tratat cu, da, cum să spun, da. Și acum, iată, în timp, vedeți, capătă o însemnătate mult mai mare decât Gheorghiu Dej sau decât ce-a făcut enorm, Ceaușescu în anul ăla. Cât nu am auzit interesează. Eu de BD-urile astea. Când, vedeți că nici nu mai știi, că nu știi pe ce să pariezi, nu știau actorii ăia când au făcut filmul, că tocmai BD-urile astea da. O să fie așa. Bine, nu BD-urile, vreau să zic da, că arta da, da. Marchează subconștientul colectiv. Credeți? Da. Credeți că se uită cineva la filmele lui Marcello Mastroianni acum? Un actor da, extraordinar. Se uită. Actorul, da. Să știți că el este mai mult ca alții, un om al timpului său. Felul în care da. Se exprimă, felul în care își folosește normal, mimica, normal. Gesturile, sunt ale timpului său. Dar arta adevărată merge la emoție. Da, categoric. Dar atunci, pe loc. Văd acum un film mut sau un film cu Chaplin, dacă te emoționează, dacă te Absolut. Mișcă, înseamnă Am spus, că există iartă. Excepții, dar... Bun, excepțiile Aveți încredere ne vor că duce înainte. M-am gândit mult Am la... în emisiune o excepție. Da, nu știu, nu cred că... Mari actori, până la urmă, sunt și creația publicului. Adică publicul ia un actor și îl duce într-un fel. Îl duce pentru că actorul e și imaginea publicului lui. Și aceasta este o măsură a talentului. Parcursul pe care cât îl poți influența, felul în care ți-l influențezi, alegerile pe care le faci. Tu aici n-ai prea făcut, uite, un paradox făcut, e că n-ai făcut prea multe alegeri. Am avut impresia că alegerea ta a fost multe și de toate. Da. Te-ai dus da. La emisiuni de da. Toate da. Felurile. Da. 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 Ai da. Făcut reclame, ai făcut da. Clipuri, voce de animație, da. Nu știu ce n-ai făcut. Nu dansez și nu cânt. Nu știu cine spunea că dacă e să fii cunoscut, nu o să fii cunoscut pentru lucrurile bune pe care le-ai făcut, ci pentru tâmpenile pe da. Care le-ai făcut. Dar am invitat la emisiune un om care, deși a făcut toate prostiile posibile... Eu nu pe toate, am mai chiar, și ratat. Ai ratat da. Câteva? Da. Ce, de pildă? Am ratat, ca să da? Citez dintr-un prieten, am ratat chiar și n-a ratat. A, asta ai ratat, din fericire. Da. Am ratat, mai puteam să mai fac câteva, să știți. Că erai ocupat. Da, puteam erai să ocupat mai fac. Cu lucrurile serioase. Ai făcut atâtea lucruri excepționale în teatru, nu numai în Teatrul Bulandra, unde da. Ești salariat, dar și în alte teatre, în teatrul independent, etc. Da. Lumea știe, bucureștenii știu. Acum am călătorit și în provincie. Da? De... Ai început să mergi? Există da? Spectacole care se plimbă de colo-colo. Și nu e obositor? Foarte. De când ai făcut serie Serialul Umbre, ai dat lovitura, cred că Umbre te-a făcut celebru, regizorul Bogdan Mirică, un regizor... om extraordinar de talentat, te-a este, construit este un gran Este o întâlnire fel. Majoră pentru mine. Există un înainte și după Serialul Umbre și după Bogdan Mirică, așa da. Cum există un înainte și după Radu Jude. Dar parafrazând un titlu al lui Radu Jude, da. Toată lumea din da. Familia noastră, da. Haide să încercăm capitolul Toată lumea din familia noastră. Da. Da. Cel mai îndepărtat strămoși de care îți amintești, care ar fi? De care mi-amintesc din poveștile alor mei. Există așa o ramură de pe partea tatălui, deci de pe partea cu numele Pavlu. Se pare că sunt niște greci veniți cu comerț pe Dunăre, Brăila, Galați și avem acasă un ceainic și niște cești marcate pe fund cu Hotel Pavlu. Unde a fost Hotel Pavlu? În Brăila, cred. Și dacă n-ar exista un document da. Scris, nu, acest strămoș al meu, da. Pavlu, Așa? A fost înnobilat de, cu un grad boieresc, deci un boier făcut, nu născut, și un grecotei venit, un grecotei cu nas subțire. Bulgăroi care, cu ceafa groasă, grecotei cu nas. Grecotei cu nas subțire. Așa. A fost înnobilat de vodă, sturza, nu mai știu care, și există acest act de nobilare. Unde se află documentul? La
tata acasă. Ce interesant, cum au rezistat cerșcuțele și... Erau din metal. A, de metal da, sunt. Da, ceea ce este interesant. Cum funcționa chestia asta pentru un băiat născut în București, care stătea la bloc de când se știa? Mă gândeam, incredibil a existat. Eu m-am întrebat, e o confuzie? Și tata mi-a spus, nu, a fost. Și atunci mi-a arătat și documentul ăsta pe care l-a înrămat ulterior și... Ăștia am fost noi, de pe partea lui de pe partea lui tata, bunicu, deci da. E cel mai îndepărtat. Da, Velcăminarul care... Pavlu. Da? Există o lucrare de specialitate, se cheamă arhondologie, știința asta care urmărește familiile boierești de la noi din țară și acolo este trecută. Și, și căminar, de fapt, ce înseamnă? Habar nu am. Nu am nici cea mai... Așa cum nu știu, nici pahar, dar nici... Dar oricum ești stră, nepotul. Stră. Velcăminar. Acestui velcăminar. Velcăminarul, proprietarul hotelului Pavlu, a avut un fiu sau o fică? A avut mai mulți băieți, însă nu există în momentul ăsta, după știința mea, în țară, în România, o altă familie. Nici un Pavlu? Când am verificat, nu există. Și această poveste a numelui, și ea m-a urmărit în copilărie, pentru că mă gândeam, era cartea de telefoane și sunam din cartea de telefoane să facem farse telefonice. Și vedeai Popescu, erau pagini, trei. Și Pavlu nu? Nu, numai noi eram. Toate numerele din cartea de telefon le cunoșteam pentru că erau și în agenda de acasă. Dar spune-mi, ce ți induce ca stare sufletească faptul că trăim într-o epocă în care nu mai există cărți de telefon? Mi-induce confort. Da? Da, liniște. Nu ți lipsește o carte de telefon? Doar ca să dau după ăștia mici acum prin casă. Sau ca probă pentru talentul unui actor, că se zice că un mare actor știe să... Citește și cartea de telefon. Și te face să râzi și să plângi. Nu-mi imaginez câte vieți firave de actori a nenorocit. Znoava asta cu, dacă și cartea de telefon. Dacă o citești bine și ești mare actor, plânge lumea. Deci nu-ți lipsește cartea de telefon. Nu lipsește. Cine întoarce? Ăștia erau din partea tatei. Din partea ta. Dar au rămas săraci, nu s-a ales nimic de toată povestea asta. Tata a născut după război. Tata în ce an s-a născut? 49. La București? La București, și da. Și tatăl tatălui? A fost profesor la universitate și de fizică și de chimie. Da. Și tata a studiat? Politehnică. Politehnică ca și fratele lui, care a făcut tot politehnică. Și fratele tatălui nu are copii? Da, doi. A, deci ai rude. Am doi veri. Și verii tăi ce fac? Ingineri. Și briliantul familiei, matematician, vărul mare dintre cei doi veri, mai mic decât mine, dar mai mare decât fratisul, plecat la Boston la doctorat, am la facultate. Am vrut să întreb cum îl cheamă pe briliant. Pavlu Virgil. Virgil Pavlu, da. Care Virgil e matematician Pavlu, la Boston. Virgil Pavlu Socrate. Tu mai ai și alt prenume în afară de Șerban? Petre. Petre. Pentru că m-am născut pe 29 iunie. Și probabil și Petre Pavlu. Petre de Pavlu. Unde vine Pepe? Că Breasla îți spune Pepe. Da, Breasla. Ești Pepe. Mă strigă lumea pe stradă după aia. Te strigă Pepe? Nu. Te strigă Relu. Mă strigă și Relu. Personajul din umbre. Bă, uite-l pe ăla. Tu aduci în orice apari o doză de umanitate, de adevăr, de autenticitate. Iese omul pe la cusături. Până la urmă, oamenii iubesc. Dincolo de faptul că e pozitiv sau negativ, oamenii iubesc autenticitatea. Da, cred că e foarte important. Dar trebuie mult timp să înțelegi lucrul ăsta când faci actorie. Nu e atât de simplu. Bănuiesc. Pentru că îți dorești să faci un personaj în același timp. Altcineva decât tine. Și mereu altcineva. Deși atunci... există mari actori care au fost mereu ei înșiși. Da. Ce să zic, Humphrey Bogart sau atâția alții, care în orice rol sunt ei. Dar tu nu asta ți-ai dorit. Nu mi-am dorit asta și de aici această dorința mea condamnată uneori de a face lucruri multe, diferite, în diferite... Da. Să lucrez mult și în teatru, aș vrea să lucrez mult și în cinema. Modelul tău, deși bănuiesc că nu-ți place cuvântul, cred că e Victor Rebenciuc. Adică Rebenciuc, rar un actor ca Rebenciuc să poată juca și sublimul sau superintelectualul și să poată juca Ilie și Moromete. Bruta. Tu ești dintre puținii care pot face asta. Nu știu dacă pot sau nu, mi-am dorit foarte mult și este extraordinar. Pe mine m-a interesat enorm lucrul ăsta și totdeauna am intuit pericolul de a rămâne confiscat într-un rol. Poate nu ești atât de genial să depășești momentul ăla și rămâi pe viață cumva și... Asta e și o loterie. Devii prizonierul propriului tău rol. Da, începi să nu te va fi cazul tău. Îmbraci într-un anumit fel, să vorbești într-un anumit fel, pentru că nu e așa, lumea îl vede pe habar n-am cine. Da, și din punctul ăsta de vedere, cred că Victor Rebenciuc m-a influențat înainte să fiu student la teatru. Mi-a plăcut enorm chestia asta. Adică tu îți dorești să fii și ești un actor proteic. Cu siguranță, da. Și închizând paranteza, deci din familie de ingineri,
briliantul de la Boston, iar diamantul în emisiunea noastră. Da, maimuțoiul familiei. Nu, artistul familiei. Deci de pe partea tatei erau toți cu realul. Așa. Inclusiv bunica era chimist și a crescut singură, pe tata și pe fratele lui, da, și a fost destul de complicat. De ce singură? S-a despărțit de bunicul meu și el trăia separat. Îl vizitam cu tata când eram mic. Erai mai apropiat de bunicul sau de bunica? Eu am fost crescut de bunicii materni și nu eram foarte apropiat de bunicii paterni. Mergeam la bunica în casă, unde, mai ales după ce se născuseră verii mei, ne distram, ne la jucam, chimistă. La chimistă. Și profesorul de chimie fizică s-a mai recăsătorit? Nu, și a trăit și nici bunica. Un veritabil profesor cu ciudățenile lui trăia singur într-o casă micuță lângă șoseaua Iancului undeva, într-o zonă care mie mi se părea extrem de îndepărtată de casa noastră și când mergeam cu tata să-l vizităm, cotrobăiam pe acolo și luam, plecam cu buzunare întregi de obiecte inutile. Tot, complet inutile și vechi. Dar? Acest bunic, căruia nu știu de ce îi spuneam Grand Papa, cânta la vioară și cânta la pian și scria poezii. Nu ești primul artist din familie. Nu, și nici cel mai serios, pentru că după ce el n-a mai fost, au găsit poezii scrise de el și era foarte dedicat. Bunica stătea tot într-o căsuță sau stătea într-un apartament? Stătea într-o casă, un cartier de casă, în Giulești. Locuia împreună cu fratele tatălui meu. El a rămas acasă și tata s-a mutat. Tata s-a mutat lângă gara de nord. Da. Și m-am jucat până la 14 ani sau cât te mai joci pe stradă în demolările, respectiv șantierele ceaușiste. Ai respirat praful ăsta? Da, serios. Al distrugerii și al helupismului. Da, pasajul Victoria. Socialist. Eu pot da seama de toate ctitoriile regimului ceaușist, pentru că eu acolo m-am jucat. Da. De metroul, tronsonul ăsta, Crângaș-Gară, care s-a făcut chiar pe lângă blocul meu. Cumva blocul ăsta comunist în care m-am născut și am crescut, de fapt, și am trăit toată viața mea, și pe care l-am găsit după aia în cărțile lui Cărtărescu și m-am simțit așa cumva salvat, pentru că în tot urâtul ăla a existat ceva frumos și omul ăsta a putut să o pună pe hârtie atât de sofisticat, pe mine m-a salvat. Da. Am zis, există și aici ceva, o identitate, și în chestia asta. Deci, iată, amprenta genetică a lui Șerban Pavlu, continuăm analiza, microscop. Da, asta e tata, dar am și mamă. Mama e numai una. Orice om are și mamă, să știți. Și mama? Mama este mamă, e doar una. Cum o cheamă pe mama? Pe mama o cheamă Viorica, dar toată lumea spune Cătălina. Cătălina, din ce familie provenea? Dintr-o familie devastată de venirea comunistă. Familia Petrovici și familia Oancea, familia bunicii. Mai am un antecedent în familie. Bunica mea maternă este fiica unui compozitor de muzică corală. Bucureșteni și ei, jet pe jet. Pe mine mă amuză teribil chestia asta. Că de tot... ce? Pentru că eu nu găsesc bucureșteni. Tot timpul întreb, măi, dar bucureștean, dar de când? Așa, păi tata și mama. Bun, și bunicii, ia spune și bunici. Și nu găsești așa simplu un om cu patru bunici bucureșteni. În timp ce mie Bucureștiul, vrei să-ți spun și acum, niciunui om care nu-i născut în București, nu o să-i placă Bucureștiul. Exact. Au trecut 100 de ani de când am venit în București și totuși când vorbesc despre Ardeal spun, merg acasă. Sigur. Pe de altă parte și noi ăștia amărâții, bucureștenii, ce să facem? Supuși tirului ăsta de invective care ni se aruncă, de mitici, de murdari, de nesimțiți, de... Nu, e nici chiar așa. Că vorbim nu știu cum, că am... E groaznică și chestia asta. Care cum vine aici, întâi se instalează confortabil, după aia începe să înjure orașul. Bună, asta e bună. Și zici că erai mult mai legat de bunicii materni. Da, acești bunici materni care se cunoscuseră după război, când familiile lor pierduseră tot. Străbunicul meu fusese președintele baroului București, Iorgu Petrovici. Acest Iorgu Petrovici, școlit în Franța, s-a însurat cu fata gazdei la care a stat el să-și facă facultatea în Franța. Și a adus-o pe această femeie. Franțuzoaică. Belgiancă. Povestea e între cele două războaie. Da. A adus-o în micul Paris. A adus-o. Dar asta a fost o figură, se pare. Bomama, această bomama. Care n-ai prins-o. N-am prins-o, n-am cunoscut-o. Și câți copii au avut? Foarte mulți. 9. Mulți? 9 copii? Da. Păi asta, făcea procese și copii. Da. Tu-ți dai seama ce Românie? Pe care ținea pe toți acasă. Nu era o excepție. Nu. Era o expresie.
expresie da. A unui mod de a concepe familia. Da, el era un tip care muncea, nu era posesorul unei averi primită din familie. Și da. El a făcut o casă, o casă care există și astăzi da. Și pe care familia reunită, toți acești veri produși din copiii ăștia au decis o vândă în 89, înainte de Revoluție. Și așa, și uite, asta a fost casa noastră, uite aici pe... Da, ce casă mare. Pușcărie n-a făcut? N-a făcut. N-a făcut politică? Nu. Tu faci politică? Nu. Dar eu consider că ceea ce se întâmplă în politica de acum este și un eșec al generației mele. Sunt destul de în vârstă ca generația mea să fi putut schimba lucruri și nu am reușit. Și dacă n-ar fi existat zona asta Bine. Artistică, aș fi plecat din țară. Fără îndoială. Of, Doamne. Cred că principala problemă pe care o avem este exodul constant de oameni educați, oameni care au învățat ceva. Și cauzele exodului sunt care sunt. După cum vedeți, nu e suficient să mărești salariile doctorilor ca doctorii să nu mai părăsească țara. De ce? Mai este ceva acolo între bani. Exact. Și... Nu mă refer la bani. Mai este ceva ce oamenii își doresc. E lipsa de respect. Și un caută. Om își dorește respectul și competiția fair play a valorilor. Trăim într-o țară în care profesioniștii în general nu sunt respectați și în care ultimul caragios care are o pilă da. Și devine șeful unei instituții poate da. Umili un bun profesionist care de o viață lucrează și își vede de treabă. Da. Cred că profesionalismul ar salva România. Absolut. Fiecare da. pe bucata lui. Și respectul oamenilor și puțin suflet. Da, nu poți să le ceri oamenilor suflet, dar poți să le ceri rezultate. Nu. Tovarăși, să cerem suflet oamenilor. După profesionalism și da. După tot. Nu, acolo să ai puțin suflet. Da, nu se cere. Adică CV, nu mi se pare... Nu există căsuța cu suflet. Nu există? Nu. Să ne întoarcem la analiza genetică. Deci bunicii de care Aștia... zici că erai apropiat, bunicii... câți nepoți aveau? Eu și sora mea. Bunicul a fost aviator în timpul războiului. Tata îi spunea pilotul. După război, mi s-au luat puținele proprietăți. Nu erau niște oameni extrem de bogați, dar trăise... n-a fost băgat la stup. Nu. Dar da. Trăise o viață de tânăr bucureștean de huzur. Bunica la fel. Și oamenii ăștia care s-au trezit muritori de foame la propriu, pentru că trebuiau unei așa să se angajeze undeva, dar nu se puteau angaja nicăieri cât de cât mai de Doamne ajută din cauza dosarelor. Iar bunica mi s-a angajat paznic la o fabrică. Aviatorul Petrovici. Da. Și paznicul ăsta cu timpul fiind așa un tip foarte corect și foarte liniștit și degaja o serenitate. Așa a fost chemat la contabilitate mai pe sub mână așa și după pentru că știa să scrie și să socotească și mai ajuta pe acolo. Uite măi, fă-o și pe asta, ia, vezi, fă-o și pe asta, ia. Și ușor, ușor și-a obținut un post de contabil la fabrica asta. De? Nu știu, era ce, habar n-am. Bunica mea s-a angajat la Dezgol. Ceva la ciorapi, la nu știu ce. După care a fost forțată să-și dea demisia de la fabrica Dezgol. Da, era o muncă așa, semi-necalificată, da, calificare da. La locul de muncă. Pentru că mama, care ajunsese între timp la facultate, m-a născut pe mine. Și a devenit babysitter. Și a devenit babysitterul bona, meu și lui, femeia vieții Pepe, mele. Care da, te-a crescut. Da, a fost un cuplu foarte sudat, extrem de, cum să spun, ironici în perspectiva sa socio-istorică. Și, nu luau un tragic. Da, nu. Erau bucuroși. Mi-au povestit de mic copil chestia asta da. Cu, domne, ce e... Au venit ăștia, ne-au luat toți. Și povestea, băi, noi ne băteam cu portocale când eram mici, aduceau mandarinele, șoferul lui tata. Și eu ne auzeam, șoferul lui tata. Da. Ce aduceau mandarinele. Și noi ne băteam cu ele acolo în casa. Dar poveștile tot. Astea ți se spuneau într-o vreme în care nimeni nu mai spera nimic. Nu. Și cumva și ai mei, adică fără să se ferească propriu-zis de regim. Nu credeau că ceva se poate nu, schimba. Nu, și cumva am preluat da. Chestia asta din casă. Deci ai 14 ani, a venit Revoluția. De asta noaptea da. Aceea când am zbierat pe stradă acolo a fost atât de importantă pentru mine. Pentru că nu îmi venea să cred. Eu am ieșit pe 20 și
1. Noaptea când ars biblioteca. Așa. La sala să palatului. Să te întâlnești cu cine? Cu prietenii, pentru că era... Ai fugit? Am fugit și părinții? Au înlemnit, au nebunit acasă. Te-au lăsat să pleci? Sau nu știau. Nu apucaseră încă să vină, să-mi spună, băi, nu ieși din casă, închide mușile, stați întinși pe covor. Se trage sau... Da. Și cred că am mișunat noi prin zona asta Pieței Victoriei, după aia am luat-o spre televiziune și pe urmă împinși de niște adulți care au spus, măi copii, ce umbla, mergeți, măi. Am luat-o pe Chisele, pe Calea Victoriei și ne-am oprit la actualul Hilton, fostul ATN Palace. Și am petrecut acolo aproape toată noaptea. Puteai să te alegi și cu un glonț în cap? În zilele care au urmat, am văzut cum tot colțul ATN Palace-ului era până la o anumită înălțime ciuruit de gloanțe. Că nu s-a tras deloc până când ai plecat tu. S-a tras non-stop. Am fost acolo când a luat foc biblioteca, când au intrat taburile, când vorbea Caramitru de la în balconul Senatului, când a vorbit Sergiu Nicolaescu, când a ars toată chestia aia în fața mea și ai vedeam... Ai văzut vreun om murind căzând pe jos? Nu. Am văzut oameni morți aduși dinspre Piața Palatului, spre Calea Victoriei și luați după aia... Da. Și ce te-a făcut până la urmă să pleci acasă? Foamea și frica. Frica de ce o să pățesc la întoarcere. Și ce ai pățit? Am primit câteva mici... O chelfăneală? Când te-au văzut, a fost... Tata m-a chelfănit pe drumul de la lift până la apartament. Presupun că orice părinte... Absolut. ...valid și-ar cafti odras la întoarsă de la Revoluție. De el te aștepta în fața blocului? Au mers prin fața blocului și până când au auzit liftul, pur și simplu, tata a țâșnit de pe ușa apartamentului, a venit până la lift... La ce etaj stăteai? 9. A țâșnit din apartament, la ușa liftului, venit, să vadă cine vine. Da. Și venea eu și de la oaste, mă întorc rănit. Da, și ți-a ars câteva. Mi-a ars câteva. Și mama m-a îmbrățișat, m-a beștelit. Uite, asta e o secvență de cinema. Da. Un copil crescut în ruinele și șantierele socialiste, un copil care și-a petrecut ore și ore, am văzut, la manifestațiile dedicate lui Ceaușescu. Ai fost liter, ai fost floare, ai fost buboc, ai dat flori. Năframă, nu, flori n-am dat, florarii, a se sublinia, erau o elită, era o specie aparte. Serios? Nu am făcut școala aproape de casă, pe Titulescu, școala numărul 3, unde existau în subsolul școlii niște canadiene albe, pe care fie vară, fie iarnă le trăgeai pe deasupra. Ne luau cu autobuze, ne duceau la aeroport, că era relativ aproape, Băneasa. Da. Când venea, și acolo ce Băneasa făcea? Acolo așteptam într-un autobuz cu să care vină sau deplasat. Să plece? Să vină sau să plece. Și când venea ce agita stegulețe? Ieșeam pe aia și agitam stegulețe și strigam ce ne puneau să strigăm. Ceaușescu și copii, Ceaușescu pionierii pentru patrie. Și voi vă distrați? Că noi ne distram amuzați. Cât ne puteam distra, pentru că la un moment dat îți venea să faci pipi în autobuz. Și odată ne-au ținut în autobuzul ăla, pentru că ne-au spus că n-avem voie să ieșim din autobuz, să mergem în aeroport, că nu se poate. Și am rămas noi acolo cu problema respectivă. Până când am făcut pe noi boscorodism de ăștia care ne supravegheau, săraci, care numai de asta n-aveau chef de probleme. Da. Hai mă, termină, mă, ține-te, mă, un pic. Și liceul, ce liceu ai făcut? Neculce. În școală mă duceam în dreapta, la liceu mă duceam în stânga. Am fost un adolescent destul de rătăcit și de confuz. Virgil, briliantul, cum era în adolescență? Mai focusat. Nu știu dacă știa foarte bine ce vrea, dar părea tot timpul conștient de ce nu vrea. Nu știam ce nu vreau. Adică nu... Și pentru mine chestia asta cu actoria chiar a fost un așa un culoar care s-a deschis brusc în fața mea și mi oferea o identitate. Brusc, dar nu întâmplător. Nu întâmplător, nu. Știu că ai o soră care... Da, mai mică. Eu aveam 14 ani, ea avea 9. Era acasă, era copil. Acum se trăsese. Sora ta ce face? Sora mea lucrează la o bancă. A făcut aseu, ca și mama, care este tot economist. Ați fost genul de familie normală? Da. De ce ai zis? Da, adică ce nu era normal în familia ta? Ai mei s-au despărțit la un moment dat, dar... Dar pe urmă s-au împăcat? Deci funcționează tiparul de la familia Pavlu. Da. Tata s-a dus în căsuța mică? Nu, tata s-a dus în altă parte, are o altă parteneră de viață, dar nu e nimic spectaculos. Au copii? Nu.
Când s-a întâmplat plecarea tatălui de acasă? Cred că a plecat pe parcursul a 10 ani de acasă, în continuu. Nu, când a intrat la facultate, tata mai era acasă sau plecase? Mai venea, mai pleca, mai venea, mai pleca. Și tu simțeai asta? Absolut, da. Era o incapacitate a lui de a-și asuma noua viață și prefera cumva să nege orice fel de... Spunea că nu e adevărat, că nu. Și la un moment dat, când n-a mai contat pentru noi așa de mult, pentru copii... Tu zici că e banal, că e normal, că absolut. Nu știu ce, dar orice copil percepe asta ca o traumă. Și din asta ies, cred, familiștii cei mai îndârjiți. Se pare că există o repulsie față de ceva ce te-a făcut să suferi la un moment dat. Evident, dacă există mari traume sau mari lovituri, dar mari. În Cehov există mari. Nu. Astea mici ne destructurează sau ne structurează. Sunt un balcanic. Cu bune și cu rele, da. Cred că există un specific al nostru aici, în zona și asta. Probabil și probabil specificul tău balcanic ar fi că iei totul a la lejer? Da, probabil că da. Când te-ai întâlnit cu moartea celor apropiați, ești genul care se ține deoparte? Mine, okay. Da, sunt genul care mă țin deoparte. E cumva inacceptabilă pentru mine moartea. Eu știu că se termină, că există, că suntem finiți. Și în același timp, ideea asta nu a intrat în capul meu încă. Nu pot să accept și de aici fuga asta permanentă de moartea bunicilor mei, pe care i-am iubit enorm, e inacceptabilă pentru mine. E de neconceput. Și a primilor mei morți, atunci când ai în agendă numere care au fost ale unor oameni pe care i-ai cunoscut și care nu mai există acum. Și trebuie să le ștergi sau rămân în agenda? În agenda tot timpul. N-ai șters niciodată. Nu le ștergi. Au fost doi colegi din facultate, de ani și de grup, o regizoare și un actor. Care de ce s-au propădit? Ea s-a sinucis și el a murit în ceva legat de inimă. Colega asta mea, lucram des cu ea la regie. Cum o chema? Cilo Buzaș, era din Sfântul Gheorghe. Era talentată? Da, era foarte talentată. A fost studenta Cătălinei Buzoianu. Era un om extrem de creativ și extrem de preocupat. A și lăsat unei prietene un mesaj în care a spus că nu suportă, adică părea cumva singurul indiciu legat de gestul ăsta atât de ce? Definitiv. Ce? Mediocritate. A spus că nu suportă să fie mediocră. Asta e nebunia artistului. Asta a spus. Frica de a te dezamăgi pe tine însuți. Da. Dar pe mine m-a șocat în prima fază și apoi am revenit foarte des la gândul ăsta. Ce înseamnă de fapt să faci artă? Ce ar trebui să însemne să faci artă și câți ar avea dreptul de fapt să o facă dacă ar gândi în termenii ăștia? Aia e non-mediocrității, să spunem. Dar majoritatea ne petrecem viața de artiști târându-ne de colo-colo între insulițe mici, așa de adevăr, notând însă într-o mi-a mare de mediocritate. Undeva într-o proză am găsit o formulă care mi-a plăcut. Și că a trăit toată viața ca intrigat de propria mediocritate. Da. Viața de până acum, în care ai fost totuși un norocos și un normal, ai intrat la facultate din primă, da. Ai avut o facultate plăcută, prin haos democratic, nu? Absolut. Profesor și Alexandru Repan. Și înainte de facultate am fost în Teatrul Podul, un teatru numit Teatrul Studențesc Podul, unde veneau, se adunau așa cei pasionați de teatru, din București, cei care doreau să-l dea la facultate. Mentor, regizorul Cătălin Naum. Da, prima mea întâlnire majoră cu teatru. Și ai avut un rol important acolo sau nu? Nu am prins niciun rol mai mare, am jucat în spectacole mici, spuneam o poezie de Nichita, dar în Pod era un proces de inițiere foarte riguros, așa ca în artele marțiale, spălai podeaua o vreme, măturai. Dar n-ai spălat-o prea mult, că ai intrat la facultate, ai dispărut de la Podul, dar Alexandru Repan e genul de actor, iată, cu privirea lui albastră, cu răceala lui și distanțarea lui enigmatică. El e tipul de actor care cam în toate rolurile s-a adus pe el, a adus tipul ăsta de rafinament. Exact. Și cum te-ai împăcat cu Alexandru Repan? Extraordinar. Eu mă apropiasem de povestea asta din cărți. Aveai ceva de adolescent întârziat, da, livresc? Și, da, absolut. Și partea asta carnală, concretă a meseriei, nu... Îți scăpa. Da, total. Nu, eu nu o sesizam. Mi se părea că dacă cineva citește suficient despre viața la țară... Dacă am fi într-un podcast vulgar, ar zice și Repan te-a dus la femei. Și Repan m-a dus la femei, dar nu brutal. A fost un
tip care aprecia chestia asta. Și eu m-am simțit apreciat pentru că citisem, pentru că mersesem la Ateneu, pentru că habar n-am. Și chestia asta m-a motivat. Dar uman, așa, da. Ți-a dat o... Da, m-a umplut de o exaltare și de o siguranță de sine, el fiind un specialist al siguranței de sine, da. Care mi-a folosit, da? După facultate, folosit, când, da? Am căzut în bot... Când am văzut că nu mă așteaptă nimeni cu teatrele deschise sau cu brațele deschise... Totuși te-au angajat rapid la Bulan. Da, pentru că aici a intervenit probabil cea mai importantă întâlnire din viața mea. A intervenit providențial, nu că a intervenit, da, undeva, da. Victor Rebenciuc, care a fost rectorul facultății. Și care te-a văzut câtă în vreme facultate. Eu am fost în facultate... Și un rector care participa la toate examenele. Și te vedea, știa, așa. Te știa. Și în anul când am terminat facultatea a devenit directorul Teatrului Bulandra. Și în scurt timp Teatrul Bulandra a organizat un concurs fără precedent. S-au angajat 8 tineri actori. 8, era o cifră imensă. Și între ăștia 8 ai fost și tu. Da, și îi datorăm chestia asta. Și ce a urmat după aia pentru mine a fost extrem de important la Bulandra, pentru că l-am văzut jucând foarte mult pe scenă și am jucat cu el față în față pe scenă. Pregătindu-mă pentru emisiune, am citit o carte azi noapte, o carte frumoasă despre un om frumos, Ovidiu Iuliu Moldovan, scrisă de Rodica Mandache. Da, o colegă de promoția de aur, da, cu Ovidiu Iuliu Moldovan. E o carte romantică, sentimentală, despre construcția unui artist. În anii de început ai profesiei, Ovidiu Iuliu Moldovan s-a dus la Timișoara, unde a lucrat cu Marieta Sadova, care i-a spus un lucru pe care toată viața l-a ținut minte, că un actor aduce pe scândura scenei limitele propriului univers. Da, e adevărat. Nu poți juca inteligența, nu poți juca multe lucruri, dacă nu le ai. Dar răutatea și clinoșenia, da, poți. Da, dar nu poți juca inteligența și nu poți juca bunătatea în afara cazurilor în care conții în mod autentic aceste însușiri. Nu poți juca un om cum se cade? Dacă tu ești un meschin și un afurisit? Nu, pentru că îl vei juca. A, și se simte asta? Da, eu zic că da. Asta. Ai fost atras de actorie pentru că? Pentru că mă simțeam bine la teatru. Și la teatru mergeam de multe ori singur. Și când spun la teatru, spun în teatru, în clădirea teatrului. Deci când ai intrat în Bulandra, ai fost fericit. Te întorceai acasă. Da, foarte tare, foarte fericit. V-au dat note atunci când au fost angajați 8 tineri? Atunci a început această angajare pe contracte determinate, de un an. Nu erai angajat, nu mai erai angajat pe viață. Că... Dar acum ești nedeterminat. Acum sunt angajat pe viață, cum se spune. De altfel, din cei 8... Da. Doar 4 sunt astăzi actorii. A fost și restul o rată au plecat de... că au vrut ei? Sau nu. Au fost dați afară? Au plecat. Fie că nu jucau, fie că au fost dați afară, dați afară pe nedrept, dar rata de succes este de 50%. Este o legislație foarte vagă. Ambiguă. Și ambiguă în momentul ăsta, legat de ce... Deci dacă nu te simpatizează cine are puterea în teatru în clipa respectivă... Cine are puterea este managerul. Managerul trebuie să aibă o putere pentru a putea determina niște lucruri să se dar întâmple. Nu e dar... drept să evacuezi niște talente dar, dacă dar nu-ți place. Contractele pe durată determinată conferă managerilor, da, posibilitatea de a nu reînnoi, nici măcar nu te dă afară. Da, dar pe ce criterii? Pe criteriu că în anul următor nu avem nevoie de serviciile dumitale. Ce trist. Poți să faci asta după un an sau doi. Da. Sau trei, cu un tânăr actor, nu e așa, angajat, măi, nu, uite, nu ești cerut, nu ești util teatrului, dar ce faci dacă se întâmplă chestia asta după 10 ani sau după 12 ani? Da, cum să nu? Bine, și dacă stă 20 de ani ca un balot acolo fără absolut, să facă nimic. Dar aici nimica, trebuie un pic de atenție. Nu facem, cum să spun, nu e azil. Bine facere, facem artă. Dar dacă... cumva lucrurile astea nu sunt prinse în lege. Dăm o secvență din viața ta în care ai simțit ceea ce se cheamă sentimentul misterului. L-am simțit în teatru foarte des și l-am simțit când s-au născut copiii. Deci ceva... n-ai simțit bucurie din asta? Nu, n-am simțit bucurie la așa... La prima mână. Să ies exact. Cu sticla în mână. Sunt tată, bă! Da. Tată, bă! Nu așa? Da. Bă! Da. Nu. Ai simțit mister. Este ceva extraordinar de misterios în lucrul ăsta. În faptul că se rupe o bucățică din tine, așa, un ciob și se...
transformă în altceva. Acum pot să te întreb o tâmpenie, dar n-ar fi nici prima, nici ultima. Cum ar arăta anul tău sabatic? Am fost un cititor avid întotdeauna și aș încerca să-mi petrec un an de zile citind cu metodă. Și mi-ar plăcea să stau un an undeva, dacă se poate nu în București, undeva... Da? La munte, sunt un ahtiat de munte. Cu copiii sau ca un schimnic? Ca un schimnic. I-ai pasa soției care ce meserie face? A făcut facultatea de drept și acum este producător. Grafică, reclame, produce? Clipuri, ce se cere. E independentă. Da, este independentă, este angajată a doi mici copii acasă. Și care ce vârste au? 7 și 10 ani. O fetiță, Natalia, care o să facă 10 ani și un băiat, Nicolae, care o să facă 7. Te-am văzut pe o canapeluță cu fetița la o emisiune. Mm-hmm. O fetiță superbă, blondă, da, cu ochii albaștri. Da, e o fetiță blondă cu ochii albaștri. O frumusețe, o suedeză. Nici nu știm ce să mai credem. Cred că o să fie actriță. Doamne, nu, asta ar fi o chestie... O lovitură pentru tine. Da. Cred că e o viață foarte complicată. Este o rată de succes extrem de mică. Este, de fapt, o meserie foarte concurențială. Aveam eu să descoper cel care mă refugiam din fața concurenței înspre teatru. Fiind un mediocru perfect în liceu, făceam sport, făcusem polo, tot timpul. Nu, am făcut basket după aia. Basket. Norm, marcai sau erai de umplutură? Păi nu prea marcam. Aici ai povestea cu basketul, că tot și era așa un loc în care te etalai ca tânăr mascul. Da. Și... Nu, eram undeva de pe la mijloc. Nu eram suficient de bun, eram mediocru. Te simțeai mediocru? Da. 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 Și când ai scăpat de obsesia asta că totuși... Când am ajuns în teatru. În teatru. Și era prima dată în viața mea, de asta facultatea, de asta repania. Când nu te-ai mai simțit mediocru. Când nu m-am mai simțit mediocru, dimpotrivă m-am simțit la locul potrivit. Da, știu că îți place și să scrii în secret. Literatura de sertar la tine a început în democrație. Nu scriu pe ascuns și nici nu mi-aș dori să pot scrie. Așa. Dar legat de literatura de sertar, am așteptat așa foarte curios după Revoluție să apară literatura, așa zisa literatură de sertar. Și au apărut foarte puține creații literare care nu puteau vedea lumina tiparului din cauza cenzurii comuniste. Asta foarte e o puține. Ciudățenie. O ciudățenie, și da. O altă ciudățenie ar fi faptul că în epoca libertății totale, când ai putea face portrete satiră de oameni politici, ai putea face filme despre destinul unei țări, ai putea restabili adevărul istoric... În epoca asta, interesul filmului românesc s-a îndreptat spre adevărul unui mic banal, casnic, cotidian, psihologic. Bine, sunt câteva excepții. Există excepții. Ce mi-a lipsit ca cetățean, nu ca actor? Da. Mi-au lipsit filme care să sondeze profunzimea fenomenului ăsta al supravegherii, al mitul ăsta al securistului care a dominat copilăria mea. Suntem ascultați, suntem priviți, suntem controlați... Nu au existat mari filme despre securitate. Ar fi să arătăm un film despre reminiscențele obsesiei astea a supravegherii, pentru că e interesant de văzut cum a ajuns asta astăzi. De ce și astăzi sunt oameni care își închid telefonul sau merg în altă cameră când au de discutat ceva. Sau îți spun, nu vorbim asta la telefon? Voilà. Nu, te rog, nu la telefon. Exact. Îți spun eu când ne vedem. Exact. Chestia asta e o chestie care radiază din... De atunci, de dinainte de 89. Dar e greu să explici unui tânăr care nu a trăit momentul ăla. Nu cred că poate înțelege cu adevărat. Crezi? Această stare de... neîncredere, exista această idee foarte timpuriu implantată în capul al copilului, că te poți nenoroci, te nenorocești pe viață. Băi, ai grijă că te nenorocești, ăștia te nenorocesc. Ori chestia asta nu mai există acum, nu funcționează așa. A existat clipul acela, manifestul ăla pe care l-am făcut. Că să meargă tinerii la vot. Da, acolo am primit foarte multe injurii și am primit acest sfat. Ai grijă ce faci. Adevărul e că pentru un actor, în clipa în care se expune și își expune clar partizanatul politic, dintr-o dată pierde o parte a publicului. Absolut. De ce trebuie un mare talent să gireze cu prezența lui? Pentru că și un mare sau un mic talent are o conștiință cetățenească și poate consideră mai importantă chestia aia decât ce face el pe scenă sau... Adică și frica asta de a nu-ți înjumătăți publicul e o frică meschină, dacă crezi lucrurile astea. Dar eu nu mă refer la asta, ci la sfatul dat de un membru al familiei mele. Tu ai nebunit și dat pe vocea asta mică. Tu pe cine ai tu în spatele tău să te apere? Tu vrei să pățești cine știe ce? Ce bine ai spus replica asta, mi s-a făcut frică. Dar tu nu-ți dai seama ce te pui, cu cine te pui tu? Șerbane,
Ai copii acasă. Tu ai nebunit de tot? Da. Întrebările mele au fost, stai un pic, dar ce am făcut? Bun. Dar pentru un moment, da, într-adevăr, zici, băi, am copii acasă. Băi, chiar am copii acasă. Stai puțin, am nebunit de tot. Noi avem capacitatea să ni se facă frică. Deci măcar de frica asta să scăpăm. Da. Acum mă întreb dacă ăștia mici ai tăi, când o să crească, o să mai aibă frica asta. Eu am crezut, inclusiv la generația asta născută imediat după Revoluție, oameni care au acum, da, 30 de ani, nu sunt, da, niște... vor fi mult mai greu de manipulat și de înfricoșat și de pus cizma pe grumaz, așa. Și nu e așa. Eu nu simt chestia asta, că există un exercițiu al libertății suficient de practicat încât omul să se uite în ochii tăi să spună, măi, ce faci tu aici? De ce vorbești tu aici? Păi asta vine de la școală, de la educație. Cât timp ei au niște profesori mediocri, oportuniști, și care în loc să le vorbească despre Avram Iancu, le pot vorbi despre genuri multiple și alte tâmpenii. Da, educația este problema. Există o criză. Pentru că am copii care au început să meargă la școală, e haos, e o degringoladă. Aproape că mulțumești statului că îi ține acolo 3-4 ore, timp în care părinții, nu știu, să se ducă să facă niște cumpărături. Am citit în mai multe interviuri, ține apărat să spui că ai dat probe și n-ai luat, pentru Aurora lui Cristi Puiu. În mai și multe? O spui, da, și am făcut cu Dinic un interviu în care a spus că atunci când l-a văzut pe Rebenciuc în Moromete, a zis, da, domnule, când l-am văzut, am zis, aș fi putut să fac și eu. Știi că el a refuzat rolul. Ei, tu, văzându-l pe Cristi Puiu în Aurora, sincer, ce ai gândit? Da, domnule, aș fi fost mai bun? Ceva ai gândit dacă te-ai uitat ceva, de câteva... Nu pot să vă spun ce ba am da, gândit. Vreau să-mi spui, nu pot te să rog. Spun. Actorul este dator să spună că ar fi bun într-un rol care îi place. Nu, ce ai gândit tu văzându-l pe Cristi Puiu în Aurora? Că face foarte bine ce face. Păi și atunci de ce nu poți să-mi spui? Pentru că în același timp, față de un rol pe care mi l-am dorit, întotdeauna îmi imaginez că aș fi putut face bine. Mai și... bine. Cristi a făcut o chestie extraordinară acolo și nu știu cum ar fi fost dacă n-ar fi fost el. Dar pentru mine e grozav de dureros când pierzi un rol care îți place cu adevărat. Am ajuns să mă oblig să nu-mi doresc foarte tare. Atunci când sunt mai liniștit, sunt mai creativ. Ești un tip echilibrat, ești un tip mulțumit la ora asta, ești un tip fericit. Nu sunt mulțumit. Nu? Sunt mulțumit, nu. Nu. Ești nemulțumit. Da, sunt nemulțumit. Nemulțumit de lumea în care trăim, nemulțumit de opera ta, nemulțumit de ce? De lumea în care trăim și nemulțumit și de opera mea, pentru că opera mea nu este o operă, este o activitate care se întinde pe mai mulți ani și care cuprinde foarte multe lucruri foarte diferite. Este o problemă de volum și nu de calitate. Toate căile sunt deschise. Da. Există actor, există regizor, există teatre, există public. Există o viteză așa în care se întâmplă lucrurile și viteza pe care asta, noi o imprimăm. Da, da, uneori e așa nocivă în artă. Mă uit la tine acum și ce păcat că n-ai făcut un Hamlet. Poate o să fiu un Polonius. Nu-ți pare rău că nu l-ai făcut? Nu-ți pare. Nu-ți pare rău după nimic, decât după rolul din Aurora. Nu, serios. Da, mi-ar fi plăcut să joc rolul acela. Ce, Hamlet? Nu, Aurora. Aurora. Dacă ar fi să aduci în teatru, că tot e condus teatru de prietenul tău, din ce an ești prieten cu Vlad Zamfirescu? Cu Vlad Zamfirescu sunt prieten din pod, adică de dinainte de a intra la facultate. Deci iată, ești prieten din liceu cu Vlad Zamfirescu, deci ești prieten cu directorul. Ai ajuns la un statut, ce vrei să spui? Că mi-e frică să propun astfel de roluri mari. Mă, de ce? Ți-asume eșecul. Pentru că nu mi-asume eșecul, ca să nu mi-asume eșecul. Nu, nu te cred că nu-ți dorești tu ceva frumos. Uite, Pericle nu se face, nu s-a făcut de foarte mult timp. E pomenit de Mirică, Jude, cu Pintilie. A însemnat în domn pentru mine, adoram așa reconstituirea de Cetra Clopotele Mitică și când m-a chemat să lucrez, am avut o poveste cu Pintilie, pentru că dădeam și eu probe pentru Terminus Paradis. Deci vă dați seama dacă am suferit eu la Aurora, așa, ce am simțit la Terminus Paradis. Unde când a câștigat probe... Costel Cașcaval. Nu a câștigat Costel Cașcaval. Pentru personajul principal și... Așa. Nici nu mai discut ce trist am fost. Și după aceea a făcut Prea Târziu. Și la Prea Târziu mi-a spus, măi, Pavlu, uite, eu n-am ce să-ți dau aici în film, chiar n-ai ce să joci, dar aș vrea să fii și tu acolo. Și am avut o chestie minoră. Sunt doi mineri care intră noaptea în biroul lui Victor Rebeciuc și pe mine m-a atins enorm omul ăsta. Felul în care punea problema a rămas pentru mine regizorul regizorilor. Nu am cunoscut pe nimeni care să se apropie ca
personalitate artistică și care să-ți dea senzația că participi la un eveniment artistic însemnat și senzația că dacă ești și tu la fel de serios, la fel de ars pe dinăuntru, se poate întâmpla ceva. Că te duci acolo și se poate întâmpla ceva. Pleci seara acasă și spui, băi, ce zi am trăit. Și avea faima unui tiran și că face mii de duble. Bine, se spune că toți actorii sunt mazochiști, își doresc tirani. Se spune, da, se spune. Iar eu mă simțeam ca peștele în apă cu el. Aveam și mici obrăznicii, adică mă simțeam ca un copil care abia așteaptă să mai fie tiranizat puțin. 20 de duble, nicio problemă. Era Nichi Ardelean, colonel în rezervă, tot cu Victor Benciuc. E o scenă, mănânc niște savarine în bucătărie și au adus un pachet cu multe savarine de la cofetărie. Și bineînțeles, ați luat savarine? Da, da, maestre, am luat. Erau foarte drăguți pe lângă. Da, câte și câte ați luat? Mă, ia, du-mă-i savarinele. 6 și mai sunt încă, e pachetul, încă 6. Adică 12, da. Și de unde știți voi că ce mă limitez pe mine la 12 duble? Nu, că mai luăm, se duce și ea. Și eu acolo, care făcusem o repetiție. Aha. Și la repetiție mă dădusem deja de ceasul morții și mâncasem așa. Și se uita la mine și mănânci, vezi că filmăm după aia. Zic, da, nicio problemă, stați liniștit. Nu știu câte am mâncat, 8, 9, n-a sărit peste capacitatea mea de îngurgitare. Deci trebuie să ai o umilință fantastică, să te pui în genunchi, dublată de o paranoia fantastică, să te crezi cel mai bun, fără îndoială potrivit pentru orice rol, dublată de capacitatea de a te face cârpă. E greu de împăcat. Foarte complicat. Mi-a plăcut ce ai zis undeva. Meseria e tot ce am. Da. Dar orice individ de pe stradă care habar n-are de limba română, nu știe o poezie pe de rost, poate să înjure orice actor, băi, un idiot. Absolut. Rețelele astea sociale schimbă foarte mult jocul. Cum spune Umberto Eco, prostul satului se poate manifesta. Exact. Înainte o putea face în cercul lui sau în... Exact. Acum o poate face public. Și îți dă lecții. Aud cum trebuie să faci un rol, cum trebuie să faci un interviu, de ce ești așa. Dar și pe dincolo. Dar nu este o figură de stil. Un chiar om care lecții. N-a făcut nimic care să-l califice, să-ți dea un că îmi place sau nu-mi place, asta e altceva. Ce vomă de film sau ce rahat de spectacol. Exact. Ce e asta, bă? Asta e film, asta e teatru. Și cine are mai mult timp de butonat poate să... Arunce venin. Da, veninul ăsta, suntem în el într-o, cum să spun, într-o societate toxică. Da, trăim expuși unui mediu toxic mare parte din timp și lucrul ăsta te face să urăști la rândul tău. Păi și cum o să ieșim din asta? O să ne obișnuim un pic cu exercițiul ăsta al urii și o să îl depășim. În altă ordine de idee, ce ai alege? Un serial bun sau un spectacol extraordinar de teatru care să se joace 10 ani cu casa închisă? Un spectacol. Ovidiu Iuliu Moldovan, în cartea asta, la 40 de ani, ce crezi că spune? În meseria asta e greu să începi, e greu să te autodepășești, e greu să te menții. Tu spui că la început voiam doar atât. Da. Să joc, da, să joc. Începutul a trecut. Acum, cred că ești în faza a treia, faza să te menții. Nu, pe mine mă interesează în continuare să mai scot ceva din mine. Să te autodepășești. Da. Nu există un sentiment mai plăcut decât ăsta. Cu ajutorul unui regizor sau al unui text extraordinar să te surprinzi pe tine.